Cursurile față în față vor fi suspendate până la sfârșitul semestrului întâi. Asta înseamnă că toate evaluările se vor face din fața calculatorului, a tabletei sau a laptopului. Problema apare atunci când discutăm despre liceele tehnice, acolo unde copiii au și ore de practică. Teoretic, evaluarea lor presupune realizarea unui produs finit. Din cauza pandemiei de coronavirus, metoda de notare va fi una strict teoretică. Referitor la instruirea practică, am stabilit colegii mei și respectând normele legale în vigoare, să primească spre finalul semestrului un test de evaluare, o probă practică, dar pe hârtie, pe care elevii să o rezolve, să o trimită pe platformele pe care le utilizăm noi sau pe WhatsApp, astfel încât domnii maestri instructori să poată încheia mediile. Modificări importante se vor aduce și pentru copiii claselor terminale. Din ultimele discuții de la nivel central, reprezentanții guvernului vor să vină în ajutorul elevilor și să reducă din programa aferentă examenelor finale din vară. Din ce am auzit și eu și chiar la întâlnirea de ieri a domnului ministru cu reprezentanții elevilor, a părinților, a cadrului didactice, am înțeles că s-ar putea pentru examenul de bacalaureat, pentru că noi avem clasa 12-a, să le elimine o parte din materie care a fost predată în mediul online, astfel încât ei să rămână cu materia pe care și-au însușit-o în scenariul față în față. Eu sper ca elevii să recupereze, să-și consolideze cunoștințele și să ducă la bun sfârșit examenul de bacalaureat din vară. Sperăm și noi să vină la școală, cel puțin clasa 12-a, cât mai repede, astfel încât cadrele didactice să poată începe așa o activitate de recuperare, să facem cu ei, cu cei de la clasa 12-a, niște activități intensive, astfel încât să-i băgăm în priză. Potrivit ministrului educației Sorin Câmpeanu, semestrul al doilea ar putea începe cu elevii în școli, însă totul depinde de situația epidemiologică din țară.